unde va fi mormântat Irinel Columbianu. Dezvăluiri făcute de patronul azilului, dacă așa mă roagă oamenii, le respect această ultimă dorință. Irinel Columbianu stă de câțiva ani la azil, după ce și-a pierdut toată averea strânsă de-a lungul vieții sale. Fostul afacerist stă la același centru de bătrânii la care tatăl său și-a petrecut ultimele luni din viață. Irinel Columbianu are o viață liniștită la azil, e îngrijit bine, iar sănătatea lui este o prioritate pentru personalul de acolo. Cu toate că pensia fostului milionar cu acoperă costurile necesare pentru azil, Ion Casian, patronul, i-a permis să stea acolo chiar și așa. Unde vrea Irinel Columbianu să fie înmormântat. Viața lui Irinel Columbianu a luat o întorsătură complet neașteptată. Și-a pierdut toată averea și a ajuns să trăiască din mila cunoscuților săi. La început a apărut zvonul că mă Pink, soțul Monicăi Gabor, e cel care l-ar fi ajutat pe fostul milionar să stea la zil, dar adevărul e cu totul altul. De la măr pink nu a venit niciun leu. Banii au venit numai de la fica lui, Irinuca. Îl mai ajută și prietenii mai vechi, care l-au mai scos la câte o masă sau la o plimbare, a spus Ion Casian, pentru click. Recent, Irinel Columbianu și Ion Casian au vorbit despre înmormântare. Fostul milionar a dezvăluit că, atunci când va veni vremea, și-ar dori să fie înmormântat la cimitirul Ghencia Militar din capitală, alături de tatăl său. Am discutat cu Irinel despre asta. Mi-a spus că ar vrea să fie înmormântat unde este și tatăl lui, nere la cimitirul Ghencia Militar. Acolo au locul de veci al familiei. Dar nu voi fi singurul care se va ocupa de asta. Mi-a lăsat și numărul de telefon al unei cunoștințe, cu care ar trebui să iau legătura, după decesul lui. Eu m-am mai ocupat și de înmormântările altor foști pacienți. Care m-au rugat să-i conduc pe ultimul drum. Am plătit adesea tot, de la sicriu până la parastas. Dacă așa mă roagă oamenii, le respect această ultimă dorință, a mai spus patronul azilului.